Aș vrea să mai recitim o dată textul pe care l-am citit când am început slujba din seara aceasta, mai ales pentru faptul că poate unii vor asculta online și nu știu de unde predică. Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând de la versetul 1, vom citi până la versetul 18 inclusiv. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. S-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Amin. Până aici cuvântul Domnului. În preajma sărbătorilor de iarnă, cu ocazia a ceea ce lumea creștină numește sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, dar mai nou se numește de fapt simplu Crăciunul, și am spus câteva cuvinte la vremea potrivită despre aceste sărbători și cum le înțeleg eu. De această dată am hotărât să vorbesc despre un alt aspect referitor la aceste sărbători, dar mai ales la acest eveniment, vizita pe care magii aceștia din răsărit au făcut-o la Ierusalim și la împăratul Irod, și apoi s-au dus și au căutat și pe pruncul Iisus. De ce am hotărât să vorbesc despre aceste lucruri? Pentru că o să constatați, dacă ne aplicăm asupra Bibliei cu discernământ și cerem călăuzire de la Dumnezeu,
Cerem înțelepciune în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Că nu toate lucrurile pe care noi le cântăm în cântările noastre, nu toate lucrurile de care vorbim în predicile noastre, sunt așa cum ne scrie Biblia. Suntem tributari unei anume culturi, aș zice eu, de origine ortodoxă sau catolică chiar, suntem tributari acestei înțelegeri pe care bisericile majoritare, tradiționale, istorice, o au despre anumite evenimente descrise în Biblie și le-am preluat fără să cercetăm lucrurile mai cu deamănuntul. Mi-am propus în această seară, chiar dacă pe unii o să-i șocheze explicația pe care o să o dau acestui text, să vorbesc despre două feluri de înștiințări. Două feluri de înștiințări. În primul rând, vreau să vă spun că despre nașterea Domnului Iisus Hristos este o înștiințare fără niciun fel de ambiguitate. În Evanghelia după Luca s-a citit și s-a citit în toate bisericile evanghelice, cred, în ajunul ceea ce noi numim sărbătoarea zilei de 25 decembrie a Crăciunului sau ziua nașterii Domnului, măcar că am explicat de ce nu cred că a fost născut Domnul Hristos în 25 decembrie, s-a citit acel text din Evanghelia după Luca din capitolul 2 începând cu versetul 8. Adică faptul că la acei păstori care stăteau de strajă împrejurul turmei lor, în ținutul acela din împrejurimile Betleemului, Dumnezeu a trimis un înger. Biblia spune la modul cel mai explicit. Un înger al Domnului s-a împățișat înaintea lor. Slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Nu-i nicio ambiguitate, nici nu-i nimic greu de înțeles aici, greu de tâlcuit aici. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și așa a fost. El i-a spus, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și le dă semne. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu ungerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și după ce au plecat îngerii de la ei, de la păstori, ei au zis, vorbind unii cu alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spuse despre prunc. Toți cei au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Și păstorii s-au întors slăvind pe, și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau cum? Întocmai cum li se spusese. O înștiințare din partea lui Dumnezeu. Cu detalii. Care lasă în urmă bucurie. Care nu tulbură pe nimeni. Care aduce o veste extraordinară pentru neamul lui Israel. Vedeți cum spune îngerul. Astăzi în cetatea lui David. Vi s-a născut un mântuitor. Care este Hristos Domnul. Și bineînțeles, atunci când Dumnezeu vorbește și trimite o înștiințare de acest fel, nici nu poate să fie nimic ambigu și nimic neclar. Așa sunt lucrările pe care le face Dumnezeu. Dacă vă uitați în toată Biblia, trăim vremuri în care auzim și noi multe înștiințări prin spiritul profetic și suntem într-o mare confuzie, noi, frații apostolici, creștinii pentecostali de astăzi, care credem lucrarea Duhului Sfânt.
Pentru că nu mai știi ce să alegi din foarte multe lucrări care se transmit azi pe multe canale și în multe biserici. Nu mai știi ce să alegi. Îi de la Dumnezeu? Nu îi de la Dumnezeu. Pentru că nu este ceva care nu e în regulă cu multe dintre ele. Cu toate acestea afirm cu toată certitudinea, există și profeți și proroci și oameni prin care Dumnezeu vorbește și cu toate că există mult fals, există și autentic, există și real. Că n-ar falsifica nimeni o lucrare care n-ar fi și în realitate. Dar pe lângă înștiințarea pe care o trimite Dumnezeu printr-un înger și mai apoi chiar printr-o oaste cerească care vin să confirme ce a spus îngerul inițial și care a lăsat în urmă pace și bucurie. Și a fost o veste bună pentru norodul lui Israel. În Evanghelia după Matei ni se mai prezintă tot un fel de înștiințare. Și se acreditează ideea aceasta, și de-aia vorbesc de aici, în foarte multe predici pe care le-am auzit, că Dumnezeu ar fi vorbit unor oameni simpli de jos, de cea mai joasă speță, păstorii. Măcar că în Israel păstorii nu erau așa de disprețuiți cum erau în Egipt. Unul dintre cei mai renumiți împărați a poporului evreu a fost un păstor. Dumnezeu l-a luat pe David de la oi, din spatele oilor. Și l-a pus împărat. A fost un proroc, Amos, care zice, eu nu sunt proroc, ci sunt păstor și culegător de smochine de Egipt. Sunt oameni care acreditează ideea că și aici e vorba de o științare, pentru că așa cum Dumnezeu a vorbit celor mai de jos oameni păstorilor, a vrut să vorbească și celor mai de sus oameni. Adică unor împărați. Și Dumnezeu i-a trimis pe magi la Ierusalim. Și aș vrea să vorbim puțin despre asta. I-a trimis Dumnezeu pe magi la Ierusalim? Venirea lor la Ierusalim a fost benefică? Care a fost lucrarea aceasta pe care au făcut-o magii venind la Ierusalim și sigur că noi cântăm colinzi. Din capul locului vreau să vă spun că în multe din cântecele pe care le cântăm referitoare la nașterea Domnului și chiar colinzi frumoase care îmi plac și mie. Cântăm cântarea aceea O noapte sfântă. Există un vers acolo care nu se potrivește cu realitatea. Conduși de stea spre ieslea lui săracă și noi ca magii azi venim. Sau cam așa ceva. Vreau să vă spun că magii au ajuns până la urmă la Domnul Hristos, dar nu l-au găsit în ieslea, nici măcar nu l-au găsit în Betleem. În Evanghelia după Luca ni se relatează că după ce s-a născut Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, într-o iesle, după ce s-a născut, spune Biblia că când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Remarcați zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, când trebuia ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie înfățișat înaintea Domnului, au fost de 6 săptămâni. Și ca să aducă jertfe, o pereche de turturene sau 2 pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. L-au adus pe pruncul Iisus la Ierusalim. Nu s-a tulburat nimeni. Poate va zice cineva, nu știu nimeni cine îi.
Remarcați că spune în Evanghelistul Luca, unul dintre cei mai exacti povestitori ai lucrurilor pe care le-a făcut Domnul Hristos și a întâmplărilor prin care au ajuns la noi aceste întâmplări, spune versetul 25, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt era peste acest om. Nu cred că era singurul care știa că Duhul Sfânt e peste el. Cred că știau mulți alții de lângă el. Dar spune Biblia aici, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntrul pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Biblia spune că Simeon l-a luat în brațe. Ce era Simeon ăsta? Era preot? Era prezbiter? Era păstor? Cum de și-a permis în templu unde erau preoți care trebuiau să oficieze slujbe, să iei pruncul acesta în brațe? Și nu-l oprește nimeni. Pentru că spune Biblia că era un om plin de Duhul Sfânt. Ca un profet. Și cred că era un profet din ceea ce spune. Și profeții din Israel erau deosebit de apreciați. Chiar dacă împotriva unora dintre ei s-a întors poporul când nu le-a plăcut profețiile. Spune Biblia că Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Și știți ce spune, lumina care se lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Îi vorbește și Mariei, dar mai spune Biblia aici, mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Foarte interesant, nu se tulbură nimeni la lucrarea pe care o face Dumnezeu. Nu se tulbură nimeni. Chiar dacă sunt împotrivitori, pentru că înaintea numelui lui Iisus Hristos, duhurile cele rele cad în leșin și n-au nicio putere. Dar Biblia spune, și aici am vrut să ajung, după ce au împlinit tot ce poruncise, ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. La cât timp s-a întâmplat aceasta? La aproximativ 6 săptămâni, cel mai târziu, 7 săptămâni. Ei nu mai erau la Betleem, nici în împrejurimile Betleemului. Aceasta a fost o eroare pe care noi o cântăm și o cântăm și o cântăm și apar scenete și apar statuiete și apar tot felul de, știu eu, sculpturi de astea sau de combinații de astea de elemente materiale care se îmbățișeze. O ieslă, câteva figurine acolo și inclusiv acești magi. Și tradiția și istoria și nu istoria, că nu lucrul acesta nu-i dovedit istoric. Dar tradiția creștină, că a ajuns asta o tradiție, unii și numesc 3 magi, unii le dau și numele. Întrebarea este, au fost într-adevăr și aceasta o înștiințare de la Dumnezeu pe care au perceput-o magii că trebuie să vină la împăratul Irod și să caute neapărat un prunc care s-a născut în împrejurimile Ierusalimului? Cine erau magii aceștia? Vreau să vă spun că nu cred că Dumnezeu i-a inspirat pe magi să vină la Ierusalim.
Nu cred că Dumnezeu a trimis o stea acolo în răsărit care să-i sensibilizeze pe magii aceștia și să-i trimeată la Ierusalim. Și vom constata aceasta din mai multe versete din Scriptură. În primul rând, cine erau acești magi? Într-un cuvânt aș putea să vă spun că magii erau astrologi. Tagma aceasta, acestei categorii de oameni sau acestei meserii era foarte veche. Găsim pentru început o mențiune în Cartea Genesei, atunci când împăratul Egiptului, Faraon, are un vis. La vremea când Iosif era în temniță, și știți bine istoria, Biblia spune în capitolul 41 din Genesa, versetul 8, că dimineața Faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Ajunge până la urmă la Iosif. Nu vreau să vorbesc despre asta. Magii erau niște astrologi, niște cititori în stele. Niște oameni care preziceau viitorul. Care identificau evenimente politice, uitându-se după astre, pândind astrele, studiind configurația astrelor pe bolta cerească. Și știința aceasta a astrologiei a fost în mare vogă, până nu de mult încoace. La un moment dat, Rugieri, un astrolog al Catenei de Medici, a prevăzut cu exactitate niște evenimente, inclusiv moartea lui Carol al IX-lea. Era o știință de a identifica elemente politice sau evenimente politice studiind astrele, studiind mișcarea corpurilor cerești. Mă vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că Dumnezeu n-a apreciat niciodată categoria asta de oameni. Ei se găsesc în Haldeea, se găsesc printre caldeieni, se găsesc printre babilonieni. La un moment dat, rocul Ieremia vorbește despre căpetenii ale magilor. Pot să citesc două versete. În Ieremia, în capitolul 39, în versetul 3, zice Nergal și Alețer, căpetenia magilor și toate celelalte căpetenii. Așa erau de mulți magii aceștia. Că aveau și o căpetenie peste ei. În Babilon. Atunci când are probleme și când are viziuni sau vise împăratul Babilonului, el trimite să îi se aducă cititorii în stele, magii. Trimite să fie adus înțelepții aceștia marei Babilonului, care să-i tâlcuiască sau să-i spună ce-o visat și să-i și tâlcuiască visul. Și bineînțeles că n-au știut. Că n-au control asupra tuturor lucrurilor, magii aceștia. Dar vă spuneam, Dumnezeu n-a apreciat niciodată meseria aceasta. Haideți să vă citesc ceva din Deuteronom, din capitolul 18. Începând cu versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri, inclusiv cei care citesc în stele, oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Și spune Dumnezeu, tu să te ții totul, totului, tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea
pe care le vei izgoni. Ascultă de cei ce citesc în stele. Și de ghicitor, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Vreau să vă spun ceva cu toată responsabilitatea. Dumnezeu nu se dezminte niciodată. Dumnezeu a poruncit poporului evreu cu niciun chip să nu cadă în felul acesta de practică. De a asculta de cei care citesc stelele. De a se teme de ei. De ce se teamă de ei? Pentru că le nimereau pe aproape. Nu cred că Dumnezeu i-a trimis pe magi la Ierusalim. Dar de ce au venit? Cine i-a trimis atunci? Și vă spun cu toată responsabilitatea, nu mă refer aici la buna lor credință. Adică la intenția lor bună. Că sunt foarte multe lucruri pe care oamenii au intenții bune să le facă, dar din partea diavolului. Sunt din partea celui rău. Există de foarte multe ori oameni care au o intenție, au un gând. Și li se pare că e un gând bun. Vă aduceți aminte de Apostolul Petru. La un moment dat, Apostolul Petru, după ce îi spune Domnul Iisus Hristos ce are să se întâmple la Ierusalim cu El însuși, cum va fi dat în mâinile păcătoșilor, cum va fi răstignit, cum va fi omorât. Spune Biblia, măcar că i-a spus și că a treia zi are să învieze. În Evanghelia după Matei, în capitolul 16, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Nu, o intenție bună, un gând bun. Nu poți să-l condamn pe Petru că nu i-a dorit moartea Domnului Iisus Hristos. A vrut cumva așa, știi, să-și exprime compasiunea lui sau atașamentul lui față de el și îi spune, Doamne, așa ceva, Doamne, fer să ți se întâmple. Numai că Domnul zice, Biblia s-a întors spre el și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano. Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Nu vorbesc aici despre intenția bună pe care au avut-o magii, cu practica lor păgână, cu meseria lor, care nu erau creștini, nu știau, nu erau evrei, nu cunoșteau pe Dumnezeu cum îl cunoșteau evreii, n-au primit interdicția de a nu pândi stelele. Ei poate au avut un gând bun, nu știm. Dar totuși, cine i-a trimis? Și eu văd aici o lucrare din partea celui rău. Dumnezeu a trimis o înștiințare prin îngeri la păstorii din câmpia Betleemului. Maria și Iosif au dus pe pruncul Iisus la 6 săptămâni în templu. Nici o voce nu s-a ridicat împotriva lor. Nimeni a fost tulburat. Nimeni a încercat să-i oprească, să-i omoare. Să-l reține pe Domnul Iisus. Dar am vorbit când am vorbit din cartea Apocalipsei, din capitolul 12, despre acel balaur roș, numit șarpele cel vechi, diavolul și satana, care stătea înaintea acelei femei care trebuia să nască un copil de parte bărbătească. Și arătam atunci că copilul acela care trebuia să nască era Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea aceasta prin națiunea lui Israel. Prin națiunea lui Israel. Și diavolul a avut cu orice preț să mănânce copilul acelei femei. Pentru că știa el ceva. A auzit ce i-a spus Dumnezeu din grădina Edenului. Că vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei înțepa călcâiul, dar ea îți va zdrobi capul, sămânța femeii. Știa ceva. Chiar dacă nu știa toate lucrurile în detaliu, dar știa ceva și a avut cu orice preț să împiedice această naștere. Să împiedice această lucrare. Dar ca întotdeauna el face lucruri foarte aproape, foarte aproape de lucrurile pe care le face Dumnezeu, numai că te duce pe o pistă falsă. Așa pare la prima vedere. Că a fost
O științare din partea lui Dumnezeu. Așa predică foarte mulți oameni. Și găsesc tot felul de explicații, fără argumente din Biblie. A fost un popor, poporul babilonian, care într-adevăr practica lucrurile acestea. Ca și egiptenii de altă dată. Dar atunci când Dumnezeu rostește o prorocie împotriva Babilonului, spune: ascultă însă acum tu cea de dată plăcerilor care stai fără grijă și zici în inima ta: eu și numai eu nu voi fi niciodată văduvă și nu voi fi niciodată lipsită de copii. Și totuși aceste două lucruri ți se vor întâmpla deodată, în aceeași zi. Și pierderea copiilor și văduvia vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale și a multelor tale de scântece. Ce făcea fica Babilonului, fica Haldeilor, națiunea aceasta care la un moment dat stăpânea tot Orientul Mijlociu și nu numai. Ce făcea? Se baza foarte mult pe puterea vrăjitoriilor și a descântecelor. Și versetul 13 din capitolul 47, Dumnezeu îi zice: te-ai obosit tot întrebând să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple. Iată, i-au ajuns ca miriștea. Ce făceau înțelepții Babilonului, pe care i-o chema Nebucadnețar, pe care i-o chemat și Belșasar, nepotul lui. Dar n-au reușit să tâlcuiască tainele lui Dumnezeu. Pândeau stelele, împărțeau cerul și vesteau după lunile noi ce are să se întâmple. Dar nu au avut niciun efect atunci când Dumnezeu a rostit judecata aceasta împotriva Babilonului. Și în versetul 25 din capitolul 44, Dumnezeu spune aceste cuvinte: eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători, pe ghicitori, fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința nebunie. Frate Bala, totuși, atâția predicatori spun că nu, aici e lucrarea lui Dumnezeu. Nu este prima dată când poporul lui Dumnezeu e indus în eroare. Nu este prima dată. Hai să vă dau un exemplu din Noul Testament, din Faptele Apostolilor. La un moment dat, acolo în Samaria, unde merge Filip și predică Evanghelia. Și mă gândesc că știți la cine mă refer. A fost un om. Și omul acesta se numea Simon. Sau cum îi se spunea, Simon Magul. De ce? Pentru că avea și el niște practici. Biblia spune aici: în cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea, ascultați, și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau. Ce ziceau oamenii ăștia care ascultau un vrăjitor? Ce ziceau? Aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Și oamenii care nu citesc în Biblie și care nu știu principiile lui Dumnezeu, cred despre un vrăjitor care are puterea lui Dumnezeu. Am auzit pe cineva zicând despre astrologia benefică. Că sunt și astrologi de la Dumnezeu. În Biblie n-am găsit. Cititori în stele, știu eu, cu patalama de la Dumnezeu că ei pot pândi stelele. N-am găsit în Biblie. Dar am auzit predicatori. Cum am spus, ne plac cântările, foarte grozave cântări. Prea iubiții mei, frați, cuvântul acesta de astăzi ne dă câteva lămuriri citind textul acesta pe care l-am recitit de două ori în seara aceasta și nu se pomenește niciunde că Dumnezeu i-a trimis pe magi la Ierusalim. Dar găsim dovezi în Biblie că practica lor era interzisă în toată Iudeia, în tot Israelul, și că Dumnezeu era împotriva acestor practici și îi condamna.
Unii leagă steaua aceasta pe care magii spun că au văzut-o în răsărit de descoperirea pe care o are un alt ghicitor, care se numește și proroc și îl consideră un apostol proroc. Petru îi spune proroc, dar Biblia spune că era un ghicitor. El, omul acesta, în Numeri, în capitolul 22, zice: bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Omul acesta spune că alerga la descântece. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie. Omul acesta are totuși o viziune și spune în versetul 17 din capitolul 24: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Și unii spun: uite, vezi, asta e steaua pe care a văzut-o magii. Steaua pe care a văzut-o și Balaam. Ce fel de steaua a văzut Balaam? Ce numește el o stea care răsare din Iacov? Eu cred că se referă la Domnul Iisus Hristos, nu la un astru de pe cer. În felul acesta se leagă aceste două versete, toiagul de cărmuire și steaua din Iacov. Cuvântul acesta de astăzi ne spune că magii aceștia, și unii interpretează și predică, că steaua aceasta pe care ei au văzut-o în răsărit i-a condus, de fapt, până la Ierusalim, până în Iudeia. Așa ceva nu scrie în Biblie. Spune: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit. N-am văzut-o aici, deasupra voastră, deasupra Ierusalimului. Noi acolo am răsărit unde trăim. Acolo unde ne practicăm meseria, vrăjitoriile, ghicitoria, pândirea astrelor. Noi acolo am văzut o stea și am înțeles că națiunea aceasta lui Israel s-a născut un nou împărat. De ea s-au dus la Irod. De ea s-au dus la mai marele peste națiunea aceasta, la împăratul din vremea aceea. Căci au gândit în mintea lor că s-a născut un urmaș lui Irod. Numai că Irod, care nu era chiar străin de proroci, de credința evreilor pe care îi păstorea, ca să zic așa, ca împărat, și pentru că ținea foarte mult la tronul lui, imediat s-a tulburat. Spune nu că i-a condus steaua. Și asta a venit de la Dumnezeu. I-a condus până la Ierusalim și de la Ierusalim până la Betel. Nu e de la Betleem. Nu e adevărat, nu scrie așa ceva în Biblie. Au ajuns magii la Ierusalim și au stat acolo câtva timp, nu știm cât. Dar e suficient să spunem ce scrie în Biblie. După ce au ajuns, după ce au pus întrebarea, după ce s-a tulburat Ierusalimul, Irod a chemat pe bătrâni, pe preoții cei mai de seamă, pe cărturari. Și i-a întrebat, a vrut să afle de la ei, unde trebuia să se nască Hristosul. S-a tulburat tot Ierusalimul că trebuia să vină Hristosul. Când au venit îngerii la păstorii din câmpia Betleemului, când o rostit Simeon, copilul acesta e rânduit pentru mântuirea multora în Israel, slava poporului tău Israel, nu s-a tulburat nimeni. Nimeni nu a tulburat de ce a zis prorocița Ana. Și acum se tulbură tot Ierusalimul, că au venit niște oameni mari, niște magi, și ăștia se ocupau de împărați. De împărați aici pe pământ, nu de împărații din cer. Și Domnul Hristos a zis, împărăția mea nu-i din lumea asta. El nu a venit să fie împărat acum, aici pe pământ. Chiar dacă a scris Pilat deasupra crucii, deasupra lemnului pe care a fost răstignit împăratul iudeilor, el a spus, dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile tale, dar a zis, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Vorbim lucruri care nu sunt scrise în Biblie.
Ei au venit pentru că au văzut acolo un răsărit unde trăia o stea și au interpretat-o în mintea lor că aceasta este semnalul că în Iudeia s-a născut un nou împărat și s-au dus la Irod. Știm că n-a fost de la Dumnezeu înștiințarea pe care ei au primit-o și din acest motiv că în primul rând înștiințările lui Dumnezeu sunt precise. Diavolul nu mai limită pe Dumnezeu. Diavolul se preface și el face și el, are și el o anumită putere. Hai să vă citesc un cuvânt pe care îl cunoașteți bine, probabil ați auzit de multe ori din 2 Tesaloniceni. Spune în versetul 9 din capitolul 2 din 2 Tesaloniceni: arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. A cui arătare? Arătarea anticristului, a celuia care e împotriva lui Hristos. Apostolul Ioan a spus că sunt mulți anticriști în lume. Și Irod era un anticrist. Și Irod a vrut moartea pruncului Iisus. Că de așa a trimis soldații în Betleem și în împrejurim. Și diavolul, ca să-și atingă scopul, face și el minuni. Și nu se dă drept cinei cu adevărat. Vă mai citesc, dacă vreți, un cuvânt pe care sigur că îl cunoașteți. Din 2 Corinteni. Din capitolul 12. Nu, din capitolul 11. Vorbim despre apostolii mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos, spune apostolul Pavel, și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Diavolul se preface. Se preface că și el interesat ca Irod. Era în spatele lui Irod, care îi cheamă pe magi, după ce vorbește cu... Și magii n-au nicio lumină în privința aceasta. Remarcat! Magii vin la Ierusalim, așteaptă ca Irod să strângă Sinedriu, să-i strângă pe bătrâni, să-i strângă pe preoți, să-i strângă pe ea care știau despre Hristos mai multe decât el, îi descoase, îi întreabă și apoi îi cheamă pe magi. Dacă magii aveau lumină și dacă steaua era tot cu ei și îi călăuzea și dacă era ceva benefic de la Dumnezeu, păi nu-i ducea mai departe? Cum putea Dumnezeu să-și trimeată niște soli la Irod să-și pună în primejdie viața propriului lui copil? Dumnezeu lucrează ca să strâce lucrările diavolului. Diavolul, el nu vine de-a dreptul să se pe față cine îi și ce vrea. Care e fost simplu de recunoscut și de identificat. Nu vine nici la noi în felul acesta. Diavolul vine așa, într-un mod foarte viclean, la oameni, ca să-i înșele, cum i-a înșelat pe prima pereche în Eden. Și se preface. Și a venit în felul acesta să afle despre Domnul Iisus Hristos să-L omoare. Nu magii, diavolul. În spatele lor, chiar dacă ei au fost bine intenționați, era diavolul. Și ei au stat acolo în Ierusalim și au așteptat să afle ceva nou. Că nu l-au găsit pe prunc acolo. Nu le-a spus nimeni unde-i pruncul. Le-au spus. La un moment dat îi cheamă Irod și îi trimite la Betleem. Și vom arăta din Scriptură că Domnul Iisus Hristos cu sfinții părinți nu mai erau la Betleem. Ei, după ce au fost în templu, erau în Nazaret. Ba, Biblia ne spune că magii au ajuns la Ierusalim cam la 2 ani după ce s-a născut pruncul Iisus. De unde știm aceasta? Pentru că am citit că Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la magi. Adică Irod o afla de la magi, că noi cam acum 2 ani în urmă am văzut steaua aceea acolo și de-aia a trimis Irod
armata să omoare copiii de la 2 ani în jos. Că știa cam de când au văzut magii steaua și ziceau de atunci au trecut 2 ani, înseamnă că toți copiii născuți în intervalul acesta ar putea să fie posibilul Hristos pe care eu vreau să-l extermin, să nu-mi iei cumva tronul. I-a trimis să cerceteze. Și a zis, dați-mi și mie de știre să mă duc să mă închin înaintea lui. Nu ăsta a fost gândul lui. Și de aici încolo vreau să vă spun că intervine Dumnezeu. Până aici nu a fost deloc lucrarea lui Dumnezeu. Când au ieșit de la Irod, magii au văzut, zice Biblia, aici, steaua pe care au văzut era răsărit. Amari îndoieli că au văzut aceeași stea. Povestitorul spune ce credeau ei. Povestitorul acestei evanghelii spune ce credeau ei. Știm cum a fost scrisă Biblia, e sub inspirație divină. Dar în cartea aceasta sunt relatate și gândurile oamenilor și părerile lor. Scrie ce am spus despre Petru, ce gând a avut el, ce părere a avut el. Alții, doi apostoli trimiși de Domnul Hristos într-un sat al samaritenilor să ceară loc de găzduire, au venit înapoi plin de mânie că n-au fost primiți și vreau să coboare foc din cer. Erau călăuziți de un duh, dar nu de Duhul lui Dumnezeu. Magii au ajuns aici călăuziți de un duh, dar nu de Duhul lui Dumnezeu, ca să nu se întâmple ce a pus diavolul în gândul lui și în planul lui de a distruge pe Domnul Hristos, intervine Dumnezeu. Și de aici încolo îi călăuzește El. Unde credeți că i-a călăuzit? Prin steaua aceea pe care au văzut-o și care s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. I-a călăuzit în Nazaret, în casa în care locuia Maria și cu Iosif. De ce i-a călăuzit acolo? Pentru că totdeauna Dumnezeu se folosește și de lucrurile pe care le face diavolul ca să obțină un câștig din ele. Știți treaba asta? La un moment dat a fost un împărat care vrea să meargă la război. Și la un moment dat împăratul acesta, după planul lui Dumnezeu, trebuia să moară acolo. Era vorba despre Ahab. Și un proroc are o viziune. A văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie și toată oștirea cerurilor strânsă, toate duhurile, nu numai oștirea din cer, strânse înaintea lui. Și Dumnezeu a întrebat, cine va merge la Ahab să-l convingă, să-l înșere, să se uite la Ramotul din Galat, să piară acolo? Și a vorbit un duc într-un fel, un duc în alt fel și la un moment dat un duc a zis, eu îl voi înșela, ce vei face? L-a întrebat Dumnezeu. Voi ieși și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Și Dumnezeu îi zice, vei ieși și îți vei atinge ținta. Care era ținta acelui duc? De a-l înșela pe Ahab. Era un duc din partea celui rău. Dumnezeu îi îngăduie pentru că aceea ce el vrea să facă venea în împlinirea planului lui Dumnezeu. Ahab trebuia să moară. A fost un cuvânt profetic rostit împotriva lui și acum trebuia să fie îndeplinit. Aici, în cuvântul acesta de astăzi, la un moment dat intervine Dumnezeu și călăuzește El pe magi mai departe, de la Irod până la Nazaret, până la locul unde era pruncul, pentru că trebuia să lase ceva acolo magii aceștia. Nu i-o trimis înapoi în țara lor. Putea să li se arate într-un vis, gata, mergeți înapoi. N-aveți ce căuta aici. Li s-a arătat în vis numai după ce și-au lăsat darurile. Și aici văd eu specialitatea lui Dumnezeu de a schimba cursul istoriei după planul lui, chiar atunci când diavolul vrea să facă rău. Trebuiau să lase acolo argint, aurul, tămâia și smirna. Pentru că trebuiau să aibă cu ce să meargă în Egipt Iosif și Maria și pruncul Iisus. Și Dumnezeu chiar îi trimite în Egipt. Pentru că să nu credeți că Irod, după ce a fost înșelat de magi, și-a trimis în împrejurimile Betleemului să omoare prunci, nu a făcut și anchetă. Și nu a fi aflat că de fapt erau niște trecători veniți din Nazaret. Nu era greu de aflat. Și care s-au întors în Nazaret imediat după ce Maria a putut călători după naștere. Dar nu, chiar dacă nu, Biblia nu scrie, nu ne spune că au trimis Irod și Nazaret pe cineva. Nazaretul era în Galileea.
Nici nu știu dacă Galileea era sub jurisdicția lui Irod. Sper, cred că nu, din câte înțeleg din Biblie. Era un alt tetrarh în Galileea. Dar cert este că Dumnezeu a îngăduit ca magii să ajungă la pruncul Iisus, să-și lase darurile acolo, să-i se închine, după obiceiul lor, că de-aia i-au adus și astfel de daruri, ca pentru un împărat. Și unii de aici scot o întreagă predică și nu-i contrazic foarte tare în ceea ce poate semnifica aurul, tămâia, smirna. Nu vreau să vă spun că Dumnezeu a îngăduit ca ei, oamenii aceștia, care erau săraci, nu erau bogați, trăia din dulgherie Iosif. Și Domnul Hristos este numit Fiul Dulgherului. Și mergând la așa mare depărtare, în Egipt, trebuia să ai cu ce să trăiești acolo. A îngăduit Dumnezeu să ajungă magii, că era nevoie de acele daruri pe care ei i-au adus din răsărit de acolo de unde au venit, nu știm de unde. Faptul că au ajuns așa târziu la Ierusalim, după aproape 2 ani, ridică multe semne de întrebare. Dar nu vreau să vă continui. Un ultim argument de ce cred că aici nu a fost lucrarea lui Dumnezeu de la început. De când el a intervenit, i-a călăuzit pe magi la Nazaret și au lăsat darurile și apoi le-a vorbit explicit să nu se mai ducă pe la Irod. Dar dovada că n-a fost lucrarea lui Dumnezeu este urmările care au fost. Crime în masă. Îi de neacceptat pentru mine gândul că Dumnezeu i-a trimis pe magi la Ierusalim ca să-și pună în primejdie Fiul și lucrarea de mântuire pentru oameni. Domnul Hristos de multe ori spune, ceasul meu n-a venit încă. Era un ceas când era să fie dat și trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor, dar nu venise încă ceasul. Și îi de neacceptat că Dumnezeu ar fi vrut să facă o lucrare, să moară așa de mulți copii, după unii comentatori biblici, vreo 40.000 de copii au murit în împrejurimile Betleemului. Nu știu, mi se pare o cifră cam exagerată. Alții vorbesc de 2.000 de copii. Și există acest cuvânt, un țipăt s-a auzit în Rama. Unii spun, frate Bala, trebuia să împlinească Scriptura. În Scriptură sunt lucruri care sunt scrise pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul. Pentru că El are această calitate de preștiință. El nu poate fi luat prin surprindere și le poate prevedea acele lucruri pe care oamenii le fac și El le îngăduie până la un punct. Dar vreau să vă spun acum la încheiere ceva. Curentul acesta care vine din partea celui rău de a înșela pe credincioși, așa cum la vremea respectivă i-a înșelat pe evrei și i-a înșelat pe mulți oameni de-a lungul timpului, este tot mai în vogă și astăzi. Am preluat fără mult discernământ obiceiuri pe care Biserica Catolică le-a ridicat la rangul de lege, Biserica Ortodoxă. Am preluat fără mult discernământ lucruri pentru care părinții noștri și bunicii noștri au suferit persecuție din partea autorităților eclesiastice din România sau în Rusia sau în alte țări. Chiar și aici, în Quebec, în Canada. Spunea fratele Jack Hull că părinții lui, pentecostali fiind, au fost persecutați de regimul catolic din vremea aceea de aici, din țara aceasta. Când el era un copil. Din păcate, cu mare ușurință, generația aceasta de creștini, pentecostali, apostolici, îs înșelați în multe feluri și acceptă cu ușurință tot felul de deviații de la linia Scripturii. Vă dau câteva exemple. A apărut din nou crucea. Am citit mărturii în cărțile unor slujitori ai Bisericii Pentecostale din România, de la începutul credinței pentecostale. Nu atât jandarmii, nu atât autoritățile politice, cât autoritățile religioase, ortodoxe, i-au persecutat pe creștinii care nu își făceau cruce. Și numiți în toate felurile. Și stigmatizați și batjocoriți. Și acum, cu uimire, văd că au apărut
clădiri construite de frații noștri pentecostali, baptiști. Și-au apărut crucea pe aceste clădiri. Și câte unii motivează, păi un simbol creștin până la urmă. Cine a spus că e crucea un simbol creștin? Ne-au spus ortodoxii și catolicii, mai ales ei care în numele acestui semn, în Palestina și nu numai, în toată lumea au omorât milioane de oameni. În numele crucii, cu acele haine, cu acele mantii pe care era semnul crucii, au mers și au omorât oameni. A trimis Domnul Hristos pe cineva să omoare oameni? Cu forța să-i includă în biserici? Nici de cum. Și mă uit cu uimire la foarte multe videoclipuri și nici nu prea mă uit. Când văd cum încep, le las deoparte. Cu cruci, dar mai ales și cu imagini. Care ar vrea să zic acele videoclipuri că îl reprezintă pe Domnul Hristos. Un om înveșmântat în veșmintele pe care le purta atunci în Palestina, probabil vrea cineva să-și închipui aceasta, că se apleacă la un om în valuri, la un om doborât la pământ în oroiul uriței. Și toate acestea transmit un semnal. Un semnal subminal, dacă vreți. Adică creează o stare în mințile oamenilor. Cam așa o fi fost pe atunci. Am întâlnit oameni educați de filme. Spunea cineva, frate Bala, pe vremea Domnului Iisus, toți bărbații și femeile purtau o robă lungă cam până din jos de genunchi și asta era singura îmbrăcăminte pe care o aveau. Așa era îmbrăcat Domnul Iisus ca toți ceilalți oameni. Unde ai citit-o asta? Păi am văzut în film. Dar uite-te în Cartea Sfântă, în Biblie, ce scrie. Că din hainele lui au făcut 4 grămezi. Și cămașa, pentru că era dintr-o singură țesătură, ca să nu o sfârși, au tras-o la sorți. Cum se potrivește filmul pe care tu l-ai văzut cu cuvântul Bibliei? O rămas cu gura căscată. Scrie în Biblie așa ceva? Să-mi arăt și mie, frate Nelu. Și am arătat. Păi cum ăștia care fac filme, n-au și ei critici, ei nu cercetează? Filmul se face în primul rând comercial. Și aici, ce spuneam de vrăjmașul neamului omenesc, este o lucrare de deviere. De ce să crezi în Fiul lui Dumnezeu cum îl vede Ioan? Mai bine, îl înfățișăm noi într-un chip foarte omenesc. Ioan când l-a văzut în cer, a căzut cu fața la pământ. N-a suportat priveliștea aceea cu fața aceea care strălucea ca soarele în toată puterea lui, cu haina aceea care o avea pe el încins cu un brâu de aur la mijloc, cu picioarele lui ca rama prinsă și care ținea în mână 7 stele și umbla prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. N-a suportat Ioan priveliștea și a căzut cu fața la pământ. Acum, ori a apărut tot felul de imagini pe video în care însoțesc cântările, programele noastre. Și aceasta este o deviere din partea vrăjmașului, cu un scop de a distruge adevărata credință creștină și de a ne conduce la o închinare falsă. Așa cum a încercat și a trimis niște oameni înțelepți în felul lumii la Ierusalim, ca să provoace moartea Fiului lui Dumnezeu. Cel întrupat din femeie după hotărârea celui preanalt. Așa trimit oameni înalți, înțelepți. Nu Dumnezeu îi trimite. Prin bisericile noastre, tobă de teologie. Ca să deturneze, ca să schimbe sensul închinării în duh, în adevăr, în lacrimi, în plâns, în căință, în post, în rugăciune. Și s-au umplut bisericile de formații muzicale și asta e aproape toată slujba. Și predică puțin. Și nici la un loc cei care ar putea să spună adevărul. Doamne, Tu trimiți înștiințări. Dar mai este cineva care le trimite. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
să discernem adevărul Tău din toate acestea și să le luăm numai pe cele care vin de la Tine. Amin.